mulțumită băieților de la Biker Shop și Dual Motors, astăzi avem la review o nouă cască de la Arai. Și ce cască? O să deschide această cutie, la fel, avem o împachetare destul de interesantă și asta observăm încă din momentul în care desfacem capacul, pentru că aici avem o nouă bucată de carton. Da, pentru a preveni mișcarea căștii, în timpul transportului o să o dau deoparte, este destul de fixă culmea, apoi avem o folie de bule pe care o dau și pe aceasta deoparte, dau și cutia, însă înainte de asta scot ceea ce observăm pentru prima oară și anume pinlock, pinlock care așa cum am precizat de fiecare dată este... Un strat intermediar ce se pune pe vizieră, pe interior, pentru a preveni aburirea acesteia, mai ales în condiții de temperaturi scăzute. E foarte bine că îl avem în cutie pentru că economisim undeva la 150, 250, poate chiar 300 de lei pentru fiecare model, iar apoi casca, iar în cutie mai avem doar manualul de utilizare pe care ar fi recomandat chiar să îl citească fiecare, iar în ceea ce privește acest model. Sunteți gata? Vă previn, arată extraordinar de bine și anume Arai Quantic Face Flow Yellow. Este un model extraordinar de frumos oferit de cei de la Arai și care este într-adevăr o cască extraordinar de bună, o cască de înaltă calitate în ceea ce privește atât construcția cât și confortul, dar mai ales siguranța. De ce spun asta? Pentru că este printre primele și poate chiar prima cască ce este omologată pe noile standarde de siguranță, și anume ICI-2206. Ce este acest standard? E, nu are rost să intrăm în detalii, dar, pe scurt, este un nou standard de siguranță pentru căștile Moto care intră în mod normal în vigoare din anul 2023. Undeva pe la jumătatea anului, deja se va interzice fabricarea căștilor ce nu îndeplinesc acest standard, iar de la începutul anului 2024 se va interzice vânzarea căștilor ce nu îl pot obține. Iar Arai ce a făcut aici? Încă din anul 2021 a venit cu acest model omologat pentru ICI 2206. De ce? Pentru că poate. Arai poate să facă asta și pentru că deja modelele în producție sunt extrem de rezistente, extrem de eficiente și extrem de sigure. Și plus că, de cele mai multe ori, dacă reușești să faci asta din timp, de ce să nu o faci? Ești cu un pas înaintea concurenților tăi. Ce observăm aici este un model clasic adus pe piață de producătorul japonez cu o formă ovală. A păstrat această populară replică rounder. Smoother, stronger, shell. Iar asta înseamnă că avem o carcasă ceva mai rotundă, nu este atât de agresivă în ceea ce privește forma aerodinamică sau liniile aerodinamice, tocmai pentru a permite alunecarea foarte ușoară pe asfalt, pentru a permite absorpția eficientă a impactului și pentru a preveni atingerea sau blocarea anumitor elemente ale căștii în ceea ce înseamnă de nivelările de pe asfalt sau poate tot felul de obiecte pe care le poți lovi. Pentru că tot ce avem aici, tot ceea ce înseamnă aerisire, partea superioară, partea frontală, partea inferioară, chiar și spoilerul din spate, sunt elemente ce se vor detașa în cazul unui accident. Asta nu înseamnă că este un element care se strică, care se poate rupe foarte ușor. Nu, dar în cazul unui accident acest element se va desprinde și va preveni capul tău din a se bloca în anumite elemente. Nu vrei să ai o oprire bruscă, vrei să ajungi la o viteză cât mai mică, cât mai ușor și cât mai lin posibil. Ne interesează ca în cazul unui accident impactul să fie absorbit cât mai bine. În ceea ce privește stratul exterior avem foarte multe de discutat aici. O să încerc să fiu foarte scurt, promit asta. Aici carcasa exterioară este compusă din fibră de sticlă laminată cu o grămadă de straturi, tocmai pentru a o face cât mai ușoară posibilă, dar în același timp foarte rezistentă. Am mers la băieții de la Dual Motors și dacă aveți ocazia vă sfătuiesc și pe voi să faceți asta, au acolo în magazin câteva carcase exterioare pe care pur și simplu te urci, poți să sar pe ele și nu se întâmplă nimic. Evident, nu avem nevoie de așa ceva în momentul în care noi avem nevoie de o absorpție eficientă, dar asta se rezolvă foarte ușor cu ceea ce găsim în interior. Cert e că dacă este lovim ceva foarte dur, acest strat este foarte greu de spart, foarte greu de rupt și este capabil să reziste la forțe extrem de mari. Dar pentru a reveni la siguranța oferită de acest model, mergem puțin mai departe la interior. Iar la interior avem IPS de densități diferite turnat. Spre deosebire de alți producători, Arai are tehnologia necesară pentru a putea turna această spumă care știm cu toții că este cea care absorbe cel mai mult impact dintr-o singură bucată, nu pentru a le lipi foarte ușor una lângă cealaltă. Ce se întâmplă dacă le lipești? Ei bine, dacă iei două bucăți de absolut orice material vrei tu și le pui una lângă cealaltă, le lipești oricât de bine ai vrea, impactul se va pierde foarte ușor și treptat la fiecare îmbinare. În schimb, aici unde avem această carcasă dintr-o singură turnare, impactul este mult mai ușor distorsionat. Și de ce avem densități diferite? Păi pentru că în funcție de zonele predispuse la impact avem nevoie de o duritate cât mai bună. În zonele laterale unde de exemplu avem material mai puțin avem nevoie de un material mai dur. În schimb în partea superioară unde putem adăuga mai multe piese, acesta este mai moale și absorbe mai bine impactul. Nu sunt un inginer calificat în această direcție, dar este destul de ușor de înțeles ce se întâmplă aici. Când vine vorba de greutatea la care este găsit acest model, aici avem un S și are o greutate de aproximativ 1550 de grame, ceea ce pentru o astfel de categorie este destul de normal. Nu este o cască neapărat ușoară, dar nici una grea. Ținând cont de faptul că avem destul de multe ventilații, ajungem și aici, avem destul de multe feature și la interior la care ajungem imediat și mai ales această vizieră extrem de interesantă cu sistemul implementat de cei de la Arai. Plus mare atenție! Ventilații în vizieră. Da, nimeni nu face asta mai bine decât Arai. Dacă toți suntem la capitolul ventilație, hai să începem cu cea din partea inferioară, unde avem o zonă care poate fi deschisă și închisă, eu vă zice și un intermediar, dacă te chinui puțin, dar cel mai ușor deschis și închis, apoi două zone pe fiecare parte a vizierei, care la fel pot fi deschise, închise și au și o treaptă intermediară, o zonă în partea superioară, în zona frunții, care este de fapt deschisă în momentul în care acest oval este închis, iar în momentul în care tragem de această zonă aerul nu pătrunde spre fruntea voastră și încă două aerisiri care au o poziție de on, off, închis, deschis pe fiecare parte. Iar în ceea ce privește extractoarele avem un număr egal, 6 intake-uri, 6 extractoare, foarte simplu. Doar că, mare atenție, nu sunt toate vizibile. Prima și cea mai mare zonă de extracție a aerului cald este de fapt și cea de pe mijloc, care poate fi deschisă, poate fi închisă și are și un stadiu intermediar. Apoi, încă două pe lateral sunt vizibile, încă o zonă mare, destul de mare în partea inferioară, și încă două zone pe fiecare parte, ceva mai jos care ajută la extragerea aerului cald din cască. Și dacă tot am vorbit de vizieră, hai să ajungem și aici pentru că și aici găsim o grămadă de feature-uri interesante. În primul rând, este vorba despre sistemul folosit și împrumutat din F1, din Formula 1, prin care viziera se blochează foarte ușor în momentul în care tragi de ea în jos. OK. Și nu ai nicio șansă să ridici. Tot ce trebuie să faci e să mergi la această zonă, să ridici aceasta se deblochează, iar apoi ridici viziera. Foarte simplu. Poți să o ridici undeva în zona aceasta, poți să o dai puțin mai sus, dar aici este vorba despre sistemul de eliberare al vizierei și dacă uneori simți nevoia de mai mult aer, nu închizi de tot viziera sau poți să o închizi și pur și simplu poți să o tragi de acest sistem care să permită afișarea acestei crăpături destul de mici. Apoi să mergem la această zonă și să apăsăm pe ea să vedem ce se întâmplă surprinzător sau nu, ajungem la sistemul implementat de cei de la Arai, prin care viziera este mutată cu aproximativ 24 de mm pentru a permite adăugarea materialului suplimentar în zona tâmplelor. La fel, destul de interesant ce au făcut aici, au sacrificat puțin forma vizierei care nu pot să zic că este neapărat normală, dar totul pentru o protecție mai bună. Viziera se schimbă extraordinar de ușor, deși sincer la început mi s-a părut destul de dificil. Nu știu dacă pot să fac asta de pe partea asta. Hai să o luăm de la început. Exact cum am zis, viziera sus. Împingem de această zonă. Se vede că această zonă a ieșit. O lăsăm în jos. Și pur și simplu tragem puțin de vizieră. Este liberată dintr-o parte, la fel se face și în partea cealaltă. Deci tot ce trebuie să facem este să aliniem această zonă roșie apăsăm puțin, o ducem maxim în sus, punem capacul care, în momentul în care te uiți la el, se pune mult mai ușor, dar vreau să vă arăt și vouă. totul trebuie să fie aliniat, această zonă trebuie să fie apăsată, e mult mai greu cu o mână. Dar odată ce prins mișcare e foarte simplu, chiar această zonă sugerează unde ar trebui să apăsați, apăsați aici, capacul este pus, și tot ce trebuie să faceți mai departe este să lăsați viziera în jos. Viziera care se închide și se deschide fără nicio problemă. Iar dacă vreți să schimbați din nou, foarte simplu, eliberați, da, jos, scos. Pus aici, aliniat și la acești pini, ridicat, asta trebuie să fie apăsată, așa, punem capacul, hai să vedem dacă ne este atât de ușor și atât de simplu, am apăsat, am lăsat viziera și atât. Durează într-adevăr, cred că aș zice 5, maxim 10 încercări până prin toată mișcarea asta. După care, odată ce te uiți la acest sistem, îți dai seama cât de ingenios este și cât de simplu de folosit este. Poți schimba viziera, aș zice, cam în 20 de secunde fără nicio problemă. Dacă schimbăm puțin zona, ajungem la partea din spate și anume la acest spoiler aerodinamic care ajută la o stabilitate mai bună la viteze mai mari, ceea ce o face o cască bună atât pentru mersul prin oraș, cât și pentru mersul la touring și poate chiar și intrări ocazionale pe circuit. Lăsăm puțin exteriorul și hai să trecem la interior. Iar aici observăm în primul rând această zonă ceva mai mare implementată atât pe acest model, cât și pe cele mai noi de către cei de la Arai, în care partea frontală a fost mărită cu 5 mm alături de obrajori pentru o extragere mai ușoară a căștii, adică să nu te mai chinui tot timpul să-ți dai casca jos din cap pentru a aluneca mai ușor și pentru a păstra totuși siguranța de care s-au îngrijit atât de mult. Continuăm puțin mai jos și ajungem și la acest guler destul de generos care previne aerul să intre prin zona gâtului oferind astfel o plimbare mai silențioasă iar apoi ajungem și la acest Cin guard care este ajutat de acest nose guard, ceva mai micuț față de modelele pe care le-am văzut până acum, dar suficient de mare cât să-și facă treaba cu succes. Când vine vorba de sistemul de închidere, avem și clasicul Double D, cea mai sigură prindere a căștii și care se folosește foarte ușor introducând această curea prin aceste două inelușe, apoi printr-un singur inel și apoi prinderea cu această capsă. În niciun caz nu o folosiți așa. Nu prindeți direct pe capsă pentru că în cazul unui impact, chiar și un impact mic, aceasta se deschide. Nu vreți să pățiți asta. Portați casca degeaba și e păcat. Deschid viziera pentru că mi-e mai ușor să țin casca așa și continuăm cu interiorul. Interior pe care îl putem extrage foarte simplu. Pur și simplu tragem de acești bureți ușor, fără nicio problemă. O să las casca jos și o să vă arăt ce se ascunde aici. În primul rând este un interior complet detașabil și complet lavabil. Asta înseamnă că îl putem spăla foarte ușor cu puțină apă caldă. Nu trebuie uscat în niciun caz în soare sau în temperaturi foarte mari. Pur și simplu îl spălăm și îl lăsăm să se usuce natural în 2, 3, maxim 4 ore ar trebui să fie totul foarte ușor. Și dacă desfacem acest sistem destul de interesant de la Rai, observăm și interiorul cu bureți de densitate multiplă, care ajută foarte ușor la o fixare mai bună, oferind posibilitatea de a extrage 5 mm din fiecare obraz pentru o potrivire mai bună în funcție de forma feței a fiecărui motociclist. Sau, dacă nu este suficient, puteți să luați casca și puteți să schimbați cu totul acești bureți. Găsiți pe piață bureți care se pot schimba, care pot fi mai mari, mai mici, în funcție de nevoile voastre. Pentru mine, sincer, asta este fascinant, pentru că nu trebuie să te chinui cu o cască care să-ți dea dureri de cap la propriu și la figurat. În momentul în care mergi cu motocicleta, trebuie să te simți bine, trebuie să te simți confortabil și în niciun caz nu trebuie să ai nicio durere. Pentru că dacă există zone de presiune, mai ales asupra capului, atunci s-ar putea să ai o plimbare care să se termine urât. Și înainte de a pune tot acest material foarte moale și foarte plăcut la atingere, vă arăt și aceste decupări în care putem introduce difuzoarele intercomului, asta pentru a nu avea zone de presiune în zona urechii și pentru a nu crea un disconfort suplimentar. Hai să-l drag cu totul. Foarte ușor. Sincer, e destul de intuitiv și nu prea ai nevoie de tutoriale de pe YouTube sau de pe internet pentru a înțelege cum funcționează totul. Iau și casca. Hai să mă prind exact cum vine prins. În primul rând, asta ar trebui să fie în jos și asta în sus. Da? Iau această zonă, o pun aici, trag buretele și pur și simplu îl pun la locul lui. Ideea e că am mai făcut asta la un alt model o singură dată. Dar odată ce înțelegi cât de simplu e tot, nu ai de ce să-ți faci griji. Pur și simplu este un Lego ceva mai mare. Aici trebuie să adaugi totuși puțină presiune pentru a se fixa buretele la locul lui. Și odată ce ai apăsat, casca e gata de folosire. Ia uite nici măcar nu-ți dai seama că a fost detașat. Și pentru a termina și cu acest interior care pe mine m-a fascinat, aș vrea să mai adaug faptul că aceștia sunt gândiți în așa fel încât toată zona inferioară să apese direct pe mandibulă, nu pe maxilarul tău, ceea ce creează la fel un plus de confort. Dar gata cu vorba și hai să trecem la note și ca de obicei începem cu capitolul protecție, capitol la care va primi nota nouă este într-adevăr una dintre cele mai sigure căști disponibile în momentul de față pe piață. Însă nu primește nota maximă pentru că deși are ECE 2206 deja nu este omologată FIM și am văzut câteva modele care au aceste omologări. Reprezintă într-adevăr un model absolut minunat pentru mersul pe stradă și care poate fi folosită ocazional și pe circuit, dar nu în competiții de nivel înalt în care este obligatorie această omologare. De aici trecem la capitolul Features unde evident va primi nota 10. Avem spoiler, avem extractoare eficiente, ventilații eficiente, închidere double D, nose guard, chin guard, sistemul de quick release al vizierei, ce să mai zic? Avem tot ce ne-am putea dori de la o cască, dar poate și lucruri la care nu ne-am fi gândit că avem nevoie de ele. Cu toate acestea, avem ocazia și șansa de a ne folosi de ele și de a ne face viața mult mai simplă. De aici continuăm cu capitolul Ventilație, unde va primi nota 9, pentru că avem 6 zone prin care aerul intră în cască spre pilot, inclusiv cele din zona vizier, care pe mine m-au fascinat, plus 6 zone prin care aerul este extras extrem de eficient din cască. Aici în spate se creează o zonă de presiune joasă, ceea ce permite extragerea aerului cald din cască mult mai ușor. Adică nu trebuie să vină aer din față care să împingă aerul cald în spate, nu, ci această zonă extrage aerul cald și face loc unui aer proaspăt care să te răcurească pe tine, mai ales în plimbările în temperaturi foarte crescute. Și deși este un arai, producător care se concentrează mai mult pe ceea ce face casca, nu pe felul în care arată, trebuie să recunoaștem că arată foarte bine. Iar la capitolul aspect va primi tot nota nouă. Este o cască cu a, surprinzător, poate o formă agresivă, destul de interesantă, painturi foarte drăguțe și mai multe painturi pot fi găsite și în linkul din descriere direct către de site-ul băieților de la Bikershop și Dual Motors. Și surprinzător sau nu, continuăm cu aceeași notă și la capitolul oraș sau de usage, unde nu înțeleg de ce nu ai putea să porți acest model zile în șir în momentul în care faci naveta sau în momentul în care ai nevoie de o cască care să fie bună la toate. Poți să te plimbi prin oraș fără nicio problemă, iar dacă bugetul tău permite achiziționarea unui astfel de model, nu văd de ce nu ai face. Este o cască confortabilă, foarte sigură, foarte bună, ventilată, extrem de multe feature pe care le folosești fără să-ți dai seama uneori și mi-a spus și mie cineva odată, odată ce pui un arai în cap, o să-ți schimb puțin părerea. Nu am un astfel de model, dar am avut ocazia de a-l testa și sincer să fiu absolut minunat ceea ce se întâmplă în această cască. Și tot cu nota nouă continuăm și la capitolul sport, pentru că deși poate fi folosită zilnic, poate fi dusă și pe circuit fără nicio problemă, mai ales ținând cont de aceste mici detalii prin care Elementele exterioare se rup și se detașează în cazul unei căzături. Este o cască ce facilitează alunecarea pe asfalt pentru a nu pune multă presiune pe coloana ta și în același timp este extrem de protejată datorită stratului exterior despre care v-am povestit anterior și a stratului interior care absorbe extrem de bine impactul. Și de aici trecem și la capitolul Turing și pentru că este o cască sport Turing evident primește nota nouă și la acest capitol. Da, tot nou. Este o cască ce poate fi folosită de dimineața până seara zile în șir, cu care poți să mergi la drum lung fără nicio problemă Singurul mic neajuns, în ghilimele pe care l-aș putea găsi aici, este faptul că nu avem o pereche de ochelari de soare care s-ar putea să te ajute mai mult dimineața sau seara la apus. Pentru că Arai a preferat să ignore acest aspect, a preferat să nu micșoreze și să nu subțieze zona aceasta, în zona frunții, pentru a nu sacrifica din siguranță pentru o simplă pereche de ochelari. Pe care o poți purta? pe sub, pe sub vizieră, poți schimba viziera sau am văzut la câteva modele o pereche de ochelari de soare exteriori. Nu arată neapărat cel mai bine, dar își fac treaba. Te interesează cum arată? sau cât de bine își fac treaba și cât de bine te protejează pe tine. Și pentru că am spus atât de multe avantaje, trebuie să recunoaștem că nu e bună la orice. Nu este perfectă la orice. Și tocmai de aceea, când ajungem la capitolul off-road, va primi nota 2. Nu este un model pe care poți să-l iei în momentul în care ieși de pe asfalt, în momentul în care mergi la enduro, la motocross, la trail, la adventure nu ar fi neapărat recomandat pentru că nu este gândită în această direcție. Nu ai această ventilație suplimentară necesară în momentul în care mergi la viteze mici și vrei să respiri, vrei să ai o respirație corectă și nu vrei să obosești suplimentar. Nu ai același field of view precum la căștile de enduro și motocross și multe alte detalii despre care nu are rost să discutăm acum. Am avut și astfel de modele unul chiar de la Arai, și care vă garantez că face față cu brio la tot ce am precizat anterior. Iar cum de aproximativ 3706 lei în momentul filmării acestui videoclip, Arai Quantic primește nota A2. Este o cască scumpă, da, nu este o cască de buget, dar Arai nu s-a bazat pe asta, nu s-a bazat pe o piață care să cumpere mai multe căști. Și pe care să le schimbi, nu știu, în a 2-3 ani Ci pur și simplu ție o cască, o folosești 5 ani cât are termen de garanție Te asigur că ai cea mai bună protecție și pare că a mers mai mult pe premisa calitate peste cantitate Pentru că toate căștile produse de Arai sunt produse manual în Japonia Niciuna nu este produsă automat pe linie de producție Ci manual și este inspectată de peste 5 ori în ceea ce privește fiecare element. Un detaliu mic, dar foarte important pentru că oamenii aceștia îți vând ție un produs de care uneori s-ar putea să depinde chiar și viața ta. Având în vedere toate aceste aspecte, nota personală este 10, ceea ce ne duce la un total de 78 de puncte ceea ce plasează acest model pe locul 2 în clasamentul nostru. Da, un nou Arai pe podium. Primul este modelul despre care am povestit că este bun și la off-road. Aici avem unul bun doar pe șosea. Dar trebuie să recunosc, este o cască impresionantă. Dar ca de obicei, pentru mai multe poze, detalii sau specificații și chiar review-uri ale clienților, vă invit să urmăriți paginile de Facebook și de Instagram Motorbike Reviews, Biker Shop și Dual Motors.